Imaginea, poate cea mai impresionantă, este când am urcat pentru prima oară la 8000. E absolut deosebit să poți te uiți de jur împrejur de pe cel mai înalt punct și totul să fie mai jos. Urc întotdeauna fără oxigen suplimentar, pentru că așa consider că poți face sport și deși nu e considerat doping, în alpinism nu reprezintă performanța de a atinge acel vârf dacă folosești oxigen suplimentar. Am reușit să urc două vârfuri de peste 1000 de metri într-un an, ceea ce n-a mai făcut niciun român. După fiecare expediție la mare altitudine, am probleme cu memoria. Fac de două, trei ori același lucru, uit să iau cheile, uit să iau talonul. Îmi revin destul de repede, activitatea cerebrală își revine. Până la urmă e amuzant. Vezi cât de uituc ești. Sunt și în general uituc, dar atunci se amplifică. După Cioiu am ajuns singur pe vârf. Am avut totuși noroc că era cineva și m-a filmat. În linii mari, expediție durează 2 luni. Cam atâta ai nevoie să te aclimatizezi bine și să ai și timp să aștepți și fereastra de vreme bună când ai cele mai mari șanse să urci pe vârf. În ziua vârfului e foarte interesant ce se întâmplă, pentru simplu fapt că arzătorul nu mai funcționează datorită lipsei de oxigen. Durează ore în șir, stopești toată apa să-ți faci ceai, să-ți pregătești toate lucrurile. E interesant, e o provocare foarte mare. Am avut mai multe momente dificile de când m-am apucat de alpinist de mare altitudine. Cu siguranță cel mai dificil a fost în 2013, când eram într-o expediție pentru prima ascensiune românească pe vârful Loțe. N-am reușit să mă aclimatizez bine. A trebuit să renunț la ziua de vârf. Era prea obosit. A început o coborâre contra cronometru și o luptă cu propriul organism. Făcusem un edem pulmonar care îmi limita foarte mult forțele. În momentul când mi-era foarte clar că nu o să reușesc să cobor în seara aia, să ajung în tabăra de bază. Nu mai aveam nici gaz pentru apa necesară supraviețuirii la o altitudine de peste 6000 de metri. Am reușit să iau legătura telefonic cu cei de acasă și în mai puțin de jumătate de oră a venit un elicopter care m-a scos din situația în care mă aflam. Anul acesta vreau să încerc unul din puținele lucruri nefăcute de români în Himalaya, să urci fără oxigen pe Everest. N-am reușit să îmi găsesc un partener cu care să urc din România, așa că e pentru a doua oară când mă duc singur la o astfel de încercare, să vedem ce se întâmplă.